având în vedere modificarea temporară a legilor jocului aprobată de IFAB la propunerea FIFA, Comitetul de Urgență al FRF a decis ca până la finalul sezonului 2019-2020 echipele participante în competițiile Liga 1 și Liga 2 să poată efectua un număr de 5 înlocuiri pe toată durata desfășurării jocului. Pentru a nu fi afectată cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate în cel mult 3 momente de întrerupere a partidei. Regula celor 5 schimbări permise pe durata unui joc a fost testată în cadrul calificărilor pentru viitoarea ediție a campionatului european Under-21, care au debutat în toamna anului trecut. Liga 1 va avea 20 de jucători pe foaia de joc. Pentru sezonul competițional 2019-2020, cluburile de fotbal participante la campionatul național Liga 1 pot înscrie în raportul arbitrului un număr maxim de 20 de jucători, dintre care 9 jucători de rezervă, cu obligația de a înscrie în raportul de arbitraj un număr minim de 8 jucători formați la nivel național. Propunerea LPF cu privire la locuirea în cuprinsul listelor A și B a jucătorilor, ale căror contracte expiră la finalul sezonului 2019-2020 și nu se ajunge la un acord pentru prelungirea acestora, a fost aprobată astfel. Jucătorii care nu prelungesc raporturile contractuale cu cluburile în vederea finalizării sezonului 2019-2020 vor putea fi înlocuiți cu alți jucători în listele A și B oricând. Excepția se referă doar la jucătorii cărora urmează să le expire contractul la finalul sezonului 2019-2020, astfel cum a fost stabilit la începerea campionatului.